Operatorul regional de apă și canalizare Vitel Baia Mare derulează proiectul Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020. Proiect cofinanțat prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, axa prioritară 3, dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, prioritate de investiție 3.2, creșterea nivelului de colectare și epurarea apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare alimentării cu apă potabilă a populației. Proiectul are ca obiectiv elaborarea documentației de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș. În perioada 2014-2020 a fost elaborat studiul de fezabilitate și se lucrează la elaborarea aplicației de finanțare. Detalii au fost oferite astăzi de conducerea societății și de cei ai firmei de inginerie și consultanță în cadrul unei conferințe de presă. Prin acest program operațional de infrastructură mare, societatea Vital rămâne fidelă obiectivului său major și anume acela de a îmbunătăți infrastructura de apă și de canal în interes general, de a asigura 24 de ore din 24 cu apă potabilă de calitate și la prețuri accesibile, precum și de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite tuturor cetățenilor din județul nostru. Investițiile promovate, rezultate ca urmare a evaluării conform criteriilor de finanțare, sunt estimate la valoarea de circa 250 de milioane de euro și au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României în tratatul de aderare. Pe partea de apă, ca și investiții, deci infrastructura de apă, avem aproximativ 120 de milioane de euro, care se concretizează în peste 500 de kilometri de rețele de reabilitare și extindere, 35 de rezervoare de stocare, construcții noi și reabilitate, 23 de stații de tratare și dezinfecție, respectiv clorinare, și 8 surse de apă. Din punct de vedere al infrastructurii de apă uzată, luăm în considerare investiții de aproximativ 130 de milioane de euro consistente, care se regăsesc în reabilitarea și extinderea peste 400 de kilometri de canalizare, rețele de canalizare, o instalație pentru tratarea nămolului, o deshidratare avansată, și 11 stații de epurare, construcții noi, reabilitare sau extindere. Beneficiarii finali ai investițiilor promovate în cadrul acestui proiect sunt în acest moment 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș. Pe partea de infrastructură de apă, în urma analizelor de opțiuni și a studiilor hidrogeologice, s-a luat în considerare dezvoltarea a două conducte de transport, una pe zona de sud și sud-est, de sud-vest și una pe zona de vest, care vor întări sisteme centralizate de distribuție, de alimentare și distribuție cu apă potabilă a județului Maramureș. În felul acesta, cele două conducte de transport se va folosi apa de bună calitate tratată în stația de tratare de la Baia Mare, care va fi transportată și distribuită în OAD-urile din zona de deserghe. Iar un alt element de concept nou este zona de management a nămolului din cadrul stațiilor de epurare, deoarece în incinta stației de epurare Baia Mare se va dezvolta o instalație de deshidratare avansată a nămolului. 85% din valoarea proiectului este asigurată prin Fondul de Coeziune, 13% de la bugetul de stat și 2% de la bugetul local, prin contribuția autorităților locale.